Comitetul de coordonare a vaccinării anticovid a transmis mai multe date referitoare la cum este afectată fertilitatea de vaccinul COVID-19. Mai multe seturi de date indică faptul că vaccinurile COVID-19 nu reduc fertilitatea. Deși persoanele însărcinate nu au fost incluse în studiile inițiale, iar participanților li s-a cerut să evite sarcina, unele persoane au rămas însărcinate accidental. Sarcinile neplanificate s-au înregistrat în mod egal atât în grupurile vaccinate cât și în cele nevaccinate, ceea ce demonstrează faptul că vaccinurile nu au împiedicat sarcina. Deci nu considerați că e adevărat? Nu, nu, nu. Sunt aberații, așa părerea mea. Dacă ar fi, deci numai pentru România, dar este pe tot globul, deci virusul există. Și asta e părerea mea, s-ar putea să mă înșel, dar eu așa cred. Păi acum nu știu, dar eu zic că nu cauzează. Acum, părerea fiecăruia. Astăzi sunteți de acord cu vaccinul? Nu sunt de acord cu vaccinul, dar părerea fiecare o și-o împarte cum vrea. Care vrea, îl face, care nu vrea, nu-l face. De asemenea, instituția a transmis și că au fost colectate date suplimentare despre un posibil efect al acestora asupra fertilității umane. La pacienții cu fertilitate in vitro, de exemplu, vaccinarea împotriva COVID-19 nu afectează funcția ovariană, calitatea ovulelor, fertilizarea sau rata de succes a sarcinii. Sunt supoziții. Acum, hai să vă zic o chestiune. Doctorii, deci doctori adevărați, nu de ăștia care s-au făcut atâtea studii, iar vaccinul ăsta, uitați-vă că rata de mortalitate este, care au făcut vaccinul, este de 2-3%. Care au făcut vaccinul au reușit cât de cât să supraviețuiască, bineînțeles, și fac o formă de mai ușoară. Persoanele care au rămas însărcinate au fost urmărite îndeaproape și au avut o evoluție normală a sarcinii.